Meseria de nutriționist este din ce în ce mai căutată, în măsura în care românii par tot mai interesați de ceea ce mănâncă. Un specialist în domeniul alimentar care a urmat un astfel de master poate găsi cu ușurință un loc de muncă, atât în țară cât și în străinătate. Dacă până acum la Galați nu exista specializare pe nutriție, de anul acesta licențiații au șansa de a o urma. Primul master care se desfășoară în România, el vine dintr-o necesitate foarte firească de conducere științifică a dietei. În fapt, absolvenții noștri sunt absolvenți care trebuie să știe să conducă toate zonele de alimentație publică din România, începând cu alimentația din turism, ajungând până la alimentația din spital sau, dacă vreți, începând cu alimentația de la o creșă până la alimentația pentru sportivi. Nu doar cei care au terminat Facultatea de Științe Alimentelor pot opta pentru un master în nutriție. Absolvenți de medicină pot face acest master, absolvenți de biologie, absolvenți de chimie, absolvenți de oriunde pot să intre în această zonă de management nutrițional, la urmă, al unei alimentații sănătoase. Noul master oferă 50 de locuri și va fi acceptat orice candidat care dovedește, în urma examenului, că are cunoștințe despre bazele alimentației corecte. Un test care este de cunoștințe generale și de specialitate, că test care în principiu se va desfășura sub forma unui interviu, în același timp rămânând ca acel candidat să susțină un anumit punct de vedere pe o temă aleasă de el de cercetare. Masterul este recomandat și pentru cei care doresc să urmeze o carieră de sine stătătoare în domeniul nutriției, dar și pentru medicii care, prin absolvirea acestor cursuri, îi vor putea sfătui pe pacienți ce și cum să mănânce. Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor este recunoscută pentru performanțele elevilor și a cadrelor didactice, iar recent, decanul Instituției de Învățământ, Petru Alexe, a primit titlul Doctor Honoris Causa.